Corul de copii și tineret simbol al Patriarhiei Române a participat zilele acestea la concursul internațional de muzică sacră de la Preveza, Grecia. De aici a revenit câștigător a două premii. Corul simbol s-a întors astăzi din Grecia, de la Preveza, laureat cu două medalii de aur, o medalie la corul de copii și o altă medalie la corul de tineret. Corul simbol fiind de cor de copii și tineret. Asemenea, ieșiri sunt absolut necesare pentru că stimulează formația, o obligă la progres și totodată le răsplătește copiilor efortul. Este necesară o astfel de ieșire și pentru a avea o viziune de ansamblu asupra nivelului celorlalte formații din Europa și pentru a ne raporta la acel nivel al celorlalți. Totodată, corul simbol mai are o particularitate. Este singura formație de copii și tineret, voci egale, care pendulează activitatea sa între altar și scenă. Susținem răspunsuri liturgice duminicale, răspunsuri la cununii, răspunsuri la botez, dar avem și foarte multe apariții pe scenele de concert, la Ateneu Român, la conservator, la operă, în diverse alte ocazii. Totodată, corul simbol la acest festival concurs de la Preveza din Grecia a fost singura formație din România care a reprezentat arta și muzica românească, respectiv Patriarhia Română. Am participat la două categorii, categoria cor de copii, categoria cor de tineret. Am câștigat la ambele categorii medalia de aur. În total au fost 17 formații la acest concurs, 15 dirijori, membrii juriului, cei patru, am avut un membru din Italia, unul din Slovacia, unul din Irlanda și unul din Grecia. Ne-au spus că anul acesta este cel mai înalt nivel al concursului și într-adevăr așa a fost și o competiție acerbă, foarte multe coruri, foarte extrem de bune. Anul acesta se împlinesc 25 de ani de la înființare, prilej cu care corul simbol pregătește pentru această toamnă un concert aniversar la Ateneul Român.